Fiecare seară aduce între Raul și Mirela gesturi și apropieri inedite. La ce ești tu pretențios? Păi, să vezi în afară casă. Păi nu, trebuie să știu și aici. Ce pretenții ai tu, ea? Sunt curioasă. Chiar vrei să zic? Chiar vrei să zic? Păi nu știu ce ai tu. Zic, vezi, dacă zici da, zic. Eu știu ce... Compatibilitate. Asta e pretenția ta? Da. Dar n-am mai întrebat de care compatibilitate. Dragostoasă, ca să nu zic altfel. Raul vrea să știe dacă totuși sunt lucruri care o neliniștesc pe Mirela. Cum ți s-a părut ziua de azi? Ok. Ok. Am avut atunci foarte multe emoții. Nu știu dacă ai observat. La final? Da, live. Ce? Cu... Cu tot. Nu ați după scrisoare cu ce? Cu toată situația. Că mi-era așa să nu se înțeleagă greșit nici acasă. Că nu a fost, doar că n-am înțeles. Eu nu știu nici ce o să zic eu. Da, adică nu voiam nici să supere nici ei, nici tu. Eram undeva prinsă la mijloc, dacă mă înțelegi. Da, adică nu-mi plac situațiile astea, n-am fost pus niciodată. Eu știu ce înseamnă să stai singur, să fii responsabil, să... Pentru mine nu e de asta zic, îmi vreau ceva serios, chiar vreau ceva serios. Nu mă arunc într-o relație doar de dragul de a fi cu cineva. Și mai ales aici. Da. Adică mi-ar plăcea să plec de aici cu o relație frumoasă sau cu cineva care, nu știu, să fie așa cum... Care cineva? Mai ai timp să cunoști pe cineva? Care cineva? Care cineva ea? Dacă te iau acum la 3.50. Ia, ia mă la 3.50. Care cineva? Păi cineva, acel cineva care stă lângă mine. Care? Păi nu știu cine stă lângă mine acum. Păi nu ai pronunțat numele, mi-ai zis acel cineva. Acel cineva ești tu. Da? Sper să fii tu, nu știu. Am înțeles. Crezi? Ce nu? Că o să fii tu. E. Nu știu ce să zic. Încă nu ne-am salutat, încă nu ne-am oficializat relația sau... Păi n-ai zis tu că e... Încă ne cunoaștem, nu? Da? Da. Dar nu la asta mă refeream eu. Dar lasă porul ăsta, că m-ai zăpăcit cu el. Deja te-am zăpăcit? Cu porul, da. Dar nu mai faci așa. De ce? E prea tentantă treaba? Mm-mm. Da? Mm-mm. Ești conștient că aș putea să fac, nu? Clar, te-ai putea tu. Dar ce nu vreau să faci, dar... Nu vrei tu. Nu, așa că nu vreau. Atunci? Doar că ar fi să o urât ca tu să faci acest prim pas. De ce să fie urât? Ai mi-ai făcut? Nu știu, nu cred. Nu mi-aduc aminte, dar nu cred. Dar de ce să fie urât? Nu înțeleg care e. Păi, cine-i bărbatul în casă? Eu sau tu? Cine-i stălpul familie? Eu sau tu? Tu? Hmm? Dar dacă e să simți, nu văd ceva greșit. Păi eu simt acum să fac. Da? Tu simți de ceva timp. Și de ce nu faci? Încă nu este momentul. Încă nu vreau. Ne grăbești cineva? Chiar nu. Da. Da? Ție cum ți se pare situația? Care situație? Așa, cu chestia asta și v-ați arătat și sunteți între și... Ce vreau să răspund acum? Păi nu știu, gen, cum ți se pare ție? Mi se simt așa. Ți se pare? Mi se pare, dar nu? Poate e prea persoană. Oh.
Ce strâmb ăsta cu față? Poate peste mușcă. Ce încerc să faci? Nu mai fi tu hoț. Uite acum, dacă ai ști că eu vreau să te sărup pe bune, tot ai frică? Da, pentru că nu vreau acum. De ce minți? De ce minți? Da, nu minți. Nu vreau acum. Capricile iubirii. Trebuie să recunosc cinstit că pentru genul ăsta de situație nu există o perioadă la mireasa. Adică nu e nici cunoaștere, nu e nici relație. E așa un fel de... Mă rog, întorcându-ne însă la voi doi, o să vă spun eu de ce sunt cei doi supărați, cătrăniți. Pentru că astăzi la mireasa au fost difuzate niște imagini cu niște apropieri intense, ca să zic așa, nu? Și asta este motivul pentru care sunteți, așa este. Sunteți supărați. Suntem tineri, am greșit, cu bune cu rele viața merge înainte, chiar dacă trebuie să le tragem după noi, cu siguranță nu o să mai greșim. Asta este. Dar cu ce ați greșit? E, ce ne-a urmărit astăzi mireasa, știi la ce ne referim. Dar ce s-a întâmplat? Ați uitat că sunteți filmați? Poftim? Ați uitat că sunteți filmat? Da, păi dacă... Da, asta înseamnă să fie autentic, să nu... Poate n-ar mai trebui să mai existe pernuțele alea verzi de pe canapele. Aici am dat dovadă că suntem autentici. S-a făcut chiar o petiție pe internet să scoatem pernuțele din... De pe... Eu sunt pro. Dar nu e o... Adică nu confunda autenticitatea cu depășirea unor norme de... Corect și asta. Bun simț, ar zice, poate. Ai și expus-o pe Mirela Danician, a zis nu, ai pus-o, v-ați pus amândoi într-o situație și știi că femeile sunt judecate un pic mai aspru decât bărbații. E adevărat, dar acum hai să nu-l judecăm doar pe Raul sau să o judecăm. V-ați pus amândoi. Da, nici măcar nu e treaba noastră să judecăm acum, sincer. Nu, judecăm, zic așa. În 2024 lucrurile astea sunt niște normalități, doar că noi... Nu la televizor. Corect, așa este. Corect. Și nu în tramvai. Înțelegi că ar fi cam pe acolo. Suntem tineri, am greșit, suntem oameni până la urmă, oricum are greșelile sale în viață. Bine, grija cea mai mare a Mirelei este reacția familiei, nu? Este normal. Hai să o aflăm. Bună seara! Alo? 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 Alo, m-auziți? Nu se aude în platou absolut deloc. O să-i rog pe colegii mei să ne dea mai tare. Alo? Alo, bună seara! Alo? M-auziți? Diana, ne auzi? Diana, ne auzi? Bună seara, mă auziți acum? Da, da, acum te auzim. Te rog, Diana. Bună seara. Am intrat pentru a o susține pe sora mea în continuare. Vreau să știe că nu suntem supărate pe ea în urma imaginilor văzute astăzi. Te rog să nu plângi. Nu suntem supărate pe ea, dar că simt un dar acolo. Da, nu consider că ceea ce a făcut Raul a pus-o pe ea într-o lumină favorabilă. Consider că aceste gesturi trebuiau făcute în intimitatea lor și nu în fața televizorului. Da, da, e adevărat, da, nu poți să, exact, nu poți să pui toată vina pe spatele lui Raul, pentru că până la urmă Mirela cu forța ne-ai. Eu a fost greșeala mea. Are 28 de ani, adică de 10 ani a depășit în marja aia de minor major. Te rog, Diana. Bine că da, nu am pus vina doar pe el și ea a fost acolo, a acceptat gesturile lui, doar că de la el a plecat acel lucru. Așa este. Ți-ar fi plăcut să o protejeze cumva? Da, mi-ar fi plăcut să nu o pună în asemenea ipostaze, pentru că are și o familie, are prieteni care o urmăresc și
ceea ce s-a văzut nu a fost ok din punctul meu de vedere. Diana, dar eu am înțeles... Eu am înțeles din mesajul tău că nici tu și nici mama voastră nu sunteți de acord cu Raul în urma comportamentului pe care el l-a avut vis-a-vis de Mirela, e adevărat? Da, așa este. Nu suntem de acord, dar în același timp, dacă ea simte că e ce trebuie pentru ea, nu avem cum să ne împotrivim. Și dacă se vor mai repeta? Nu, să mă repet. Sper să aibă grijă, așa cum i-am spus și în scrisoare, să fie mai atentă la ceea ce discută, la gesturi, la apropieri, la absolut tot. Dar voi ce credeți? Este Raul ce îi trebuie surorii tale? Vi se pare că e potrivit? În urma imaginilor văzute, intențiile lui nu par a fi serioase și nu știu ce să cred în momentul de față. Da, eu știu că voi v-ați îndoit de intențiile lui înainte de aceste imagini, Diana. Așa este, pentru că nu l-am văzut atât de focusat. L-am văzut că tot își dorea să grăbească tot acest proces de cunoaștere, relație. Mereu intenționează să o sărute, deși ea a spus clar că nu-și dorește acest lucru, nu vrea să grăbească. Dacă e să fie ceva frumos între ei, o să fie până la finalul sezonului. Și de ce crezi că face Raul toate astea? Nu știu de ce. Probabil că este și de mult timp în casă și acest lucru îl presează oarecum. Vrea să iasă cu cineva din casă, mă gândesc. Vrea să se căsătorească, nu știu ce este mintea lui, dar ar trebui să lase mai ușor și să o asculte pe ea. Diana, pe sora ta a plăcut-o foarte mult și Rareș. Crezi că Rareș era o opțiune mai bună? Nu consider că Rareș este o opțiune bună. Ar trebui să fie atentă, cum am spus în continuare, la Raul și să se gândească mai bine dacă el este cer. În același timp, tu vezi că astăzi sora ta îl ține de mână, ceea ce înseamnă că cumva ea acceptă toate lucrurile astea și hotărăște să meargă mai departe cu el, împreună cu el și în cunoașterea asta. Da, am văzut acest lucru. Este decizia ei, dar ar trebui să țină cont și de părerile noastre. Sau măcar să fie atentă, că acum da, știi cum exact. E. Mirela, te rog, dacă vrei să vorbești cu Diana... Îți mulțumesc că ai intrat, îți mulțumesc că mă susții, te iubesc și mi-e dor de tine. Și eu te iubesc și ai grijă, te rog să nu te gândești la ce e afară. Cum te-a spus, am vorbit și cu mami, m-a sunat și a ținut să intru în direct să vorbesc cu tine. M-a rugat să fii atentă, mi-a spus că e dor de bine și că te iubește și să ai grijă, să fii foarte atentă la ceea ce alegi. Mulțumesc pentru sfaturi și mie mi-e dor de voi și vă iubesc. Raul, aveți grijă. Ești pregătit să vorbești cu potențiala ta cumnată? Diana, nu? Da. Pe mine mă întreb, măi. Mulțumesc frumos pentru toate aceste vorbe pe care mi le-ai adus. Eu o să le iau ca, nu știu cum spun, ca pe un sfat. Și să dăm timp timpului, pentru că în afara casei poate se vede și se înțelege cu totul și cu totul altceva, iar în acest moment eu o țin pe sora ta de mână și se înțelege cu totul și cu totul altceva, adică noi ar trebui să înțelegem, nu lumea de afară. Eu știu, nu am nimic împotrivă ca voi să continuați această cunoaștere, să aveți o relație, doar că tu trebuie să fii mai atent cu ce îi postați apoi pe ea, pentru că se vede urât. Se vede că tu nu ai avea intenții serioase și că ești mai mult atras fizic, să spun așa. Da. Bine, Diana, îți mulțumim mult de tot pentru intervenția ta și pentru veștile pe care le-ai adus în casa Mireasa. Seară bună. Nico, ultimul cuvânt... Păi aș dori să-i spun Mirelei că tu ai învățat până acum, Mirela, cu Pluto în Capricorn, tu ai ascendentul în Capricorn, ai învățat ce înseamnă autocontrolul. Și ar trebui să apelezi la acest autocontrol ca situația ta să se îmbunătățească în viața.